Putem începe? Să ne asigurăm că suntem live și pe pagina noastră de Facebook. Bună ziua, stimați cetățeni! Astăzi suntem nevoiți să venim în fața dumneavoastră cu o reacție cu privire la un proiect de lege care se discută în Parlamentul Republicii Moldova. Sunt împreună cu Alena Doroș, care este mama unui copil și în așteptarea celui de-a doilea. La fel și eu sunt părinte a doi copii și astfel că noi cunoaștem nu din auzite care este situația cu creșterea unui copil, care sunt costurile pentru a crește un copil în zilele noastre. În acest context, noi am ieșit în fața dumneavoastră și dorim să venim și cu o reacție și cu propuneri către majoritatea parlamentară. Însă, pentru început, voi oferi cuvântul doamnei Alena Doroș, care este și președinta Organizației de Femei a Platformei DA. Bună ziua! Cum a menționat și colegul meu Liviu, noi, în calitate de părinți cu copii mici, cunoaștem realitățile, cunoaștem consumurile și cunoaștem cheltuielile pentru creșterea copilașilor. Și în contextul celor menționate și a propunerilor de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin care ei propun majorarea indemnizației pentru copii, atât persoanelor asigurate cât și neasigurate, cu 1000 de lei, mai bine zis, pentru persoanele neasigurate doar cu 260 de lei și pentru persoanele asigurate cu 1000 de lei, ceea ce ne dăm seama foarte bine și orice părinte poate confirma ce înseamnă 1000 de lei lunar pentru întreținerea unui copilaș. Și vrem să reamintim totuși că persoanele asigurate achită doar, beneficiază doar de 30% din veniturile obținute timp de 12 luni, timp de 3 ani, atât cât durează concediul pentru îngrijirea copilului. În valoarea aceasta, care conform statisticilor este de 2400 de lei în 2021 și 2700 de lei în 2022, este o mărime destul de mică și considerăm că acest quantum ar trebui să fie majorat. Iar soluția de acordare a aceleași mărimi timp de un an sau timp de 2 ani nu este o soluție, pentru că nu deținem creșe suficiente pentru copilaș pentru a putea părinții să se reîntoarcă la serviciu. Iar toate aceste neajunsuri duc către fie plecarea unui părinte peste hotare și astfel rămâne familia despărțită, fie pleacă toți împreună cu copiii. Iar pentru comparație, în regiune cu țările care se confruntă cu aceeași problemă de scădere a natalității, vom enumera câteva exemple. În România, pentru persoanele asigurate, programul de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului, quantum indemnizației reprezintă 1.250 RON, echivalentul la 5.000 de lei. Iar quantum indemnizației pentru persoanele asigurate le revine 85% din venitul obținut de către un părinte, ceea ce este echivalentul a 6.000 de RON pentru părinții care se reîntorc la serviciu. În Polonia, copiii primesc jumătate din veniturile obținute de părinți sau din salariul mediu pe economie, până la vârsta de 18 ani. Pe lângă programele care oferă indemnizații sau alocații pentru copii, beneficiază părinții și de suport, cum ar fi bani pentru școlarizarea copiilor, programul Mama Plus, cum ar fi statul garantează pensii garantate pentru mămicile cu 4 și mai mulți copii, sau de asemenea le oferă un suport mai ușor pentru
ca să-și ia concediu, atât părinților cât și bunicilor care îngrijesc de copii. Și totodată femeilor însărcinate le se oferă acces gratuit la medicamente. În Ungaria, de exemplu, planul de acțiune pentru protejarea familiei include exceptări de la plata de taxe pentru mame cu 3 și mai mulți copii, accesarea unui credit de 30.000 de euro pentru familii tinere căsătorite, iar tinerii sub 25 de ani sunt scutiți de plata impozitului pe venit. În contextul celor menționate mai sus, considerăm că este strict necesar de a majora acest cuantum de 30% din veniturile obținute de părinți, astfel încât să readucem acest cuantum elementar până la rata inflației, deoarece această mărime nu a fost modificată din 2010. Și totodată, pe lângă aceste indemnizații, considerăm necesar să fie introduse și programe speciale pentru părinți, cum ar fi acces gratuit la investigații și medicamente pentru femeile însărcinate. Un mic exemplu, în perioada sarcinii este nevoie de ultrasonografie, care din contul poliției medicale sunt asigurate doar 2 cazuri de ultrasonografie, pe când este necesar la fiecare 3 săptămâni obligatoriu. Totodată, medicamente compensate sau gratuite pentru femeile însărcinate și copii mici, accesarea creditelor pentru tineri familii pentru a-și putea procura un imobil, creșterea numărului de creșe în regiunile unde se atestă creșterea numărului copiilor și, totodată, considerăm că este necesar și de un ajutor pentru părinții care revin la serviciu și, nu în ultimul rând, controlul prețurilor și produselor și serviciilor care sunt prestate copiilor prin plafonarea acestora. Vă mulțumesc și Liviu va da citire declarației noastre. Colega noastră, Leona Doroș, a oferit exemple cum fac alte țări care au grijă de tinerele familii care doresc să încurajeze natalitatea în țara lor. Anume din această cauză, pentru că și platforma, da, are același scop, încurajarea demografiei, am decis să venim în această conferință de presă, deoarece proiectul de lege care se dorește a fi votat în Parlament este o abordare greșită și disproporționată. În acest context, o să dau citire poziției platformei DA și a recomandărilor platformei DA către majoritatea parlamentarilor. Din start o să menționez că este o recomandare pe termen scurt cu privire la ajustarea acestui proiect de lege, recomandări pe termen mediu, care ar trebui să fie implementate de la 1 ianuarie 2023, și recomandări pe termen lung, care suntem conștienți că necesită mai mult timp pentru a fi implementate. În activitatea sa, platforma DA a promovat constant susținerea tinerilor familii și creșterea demografică. Noi considerăm că este nevoie de politici concrete de redresare a natalității, cât și politici de susținere a tinerilor. Doar prin astfel de acțiuni vom putea reduce din proporțiile emigrării și oferi o șansă de dezvoltare Republicii Moldova. Amintim că în legislatura precedentă, Stella Macari, deputat al platformei DA, a înregistrat o inițiativă legislativă care prevedea indexarea, conform ratei inflației, a indemnizației pentru creșterea copilului. Acel proiect nu a mai fost votat până la dizolvarea Parlamentului. Iar, cu regret, în actuala legislatură nu se mai regăsesc reprezentanții ai platformei DA care să insiste pe această modificare importantă a legislației. Totodată, remarcăm că recent mai mulți deputați au declarat că va fi oferită o alocație lunară de 1.000 de lei pentru copiii cu vârsta sub 2 ani, indiferent dacă părinții sunt asigurați sau neasigurați. Realitatea însă este diferită de declarațiile deputaților. Iar conform proiectului de lege votat în prima lectură, persoanele asigurate vor beneficia de 1.000 de lei suplimentar. Iar persoanelor neasigurate, indemnizația le va fi majorată cu doar 260 de lei, adică de la 740 la 1000 de lei. În timp ce, pentru primul semestru al anului 2022,
Biroul Național de Statistică a calculat minimul de existență pentru un copil de la 1 la 6 ani în sumă de 2.094 de lei. Adică, guvernul planifică să acorde părinților neasigurați doar jumătate din minimul necesar pentru existența unui copil, pentru creșterea unui copil. Considerăm că abordarea guvernării este una disproporționată și nici de cum nu va soluționa problemele tinerilor părinți. În rândul persoanelor neasigurate se regăsesc și studenții și tinerii care au absolvit recent universitatea și nu au reușit să acumuleze stagiul necesar. Conform datelor Biroului Național de Statistică, prețurile medii de consum în luna august 2022 comparativ cu august 2021 au crescut cu 34,29%, iar la produsele alimentare cu 38,39%. În situația actuală, când inflația a ajuns la cote maxime, majorarea cu doar 260 de lei a indemnizației pentru creșterea copilului pentru persoanele neasigurate este o bătaie de joc. Menționăm că pe parcursul anului, ultimilor 2 ani, s-au născut 60.059 de copii, dintre care 30.832 de copii s-au născut în 2020, iar 29.227 de copii în 2021. Iar la 58 de numărul copiilor născuți în ultimii 2 ani, mama are o vârstă sub 30 de ani. Mame tinere, care încă studiază sau abia au absolvit și nu au cum să aibă stagiul suficient de cotizare pentru a beneficia de o indemnizație decentă. Cât de cât decentă, pentru că nici aceea nu este suficientă. Platforma DA insistă pe implementarea unor măsuri clare de încurajare a tinerilor părinți. În caz contrar, riscăm să ne confruntăm cu o descreștere demografică și emigrare masivă a tinerilor. Luând în considerare că proiectul de lege cu privire la această indemnizație încă nu a fost votat în a doua lectură, îndemnăm majoritatea parlamentară să revadă proiectul și să îl ajusteze conform realității. Pentru acordarea la situația actuală din Republica Moldova, solicităm majorarea și a indemnizației pentru persoanele neasigurate cu 1.000 de lei suplimentar, similar persoanelor asigurate. Iar pe termen mediu, pentru a îmbunătăți măsurile de susținere a familiilor tinere cu copii, propunem de la 1 ianuarie 2022 să fie inclusă în legislație o normă separată care să prevadă acordarea unei indemnizații speciale pentru părinții studenți sau tineri absolvenți, iar pentru persoanele asigurate să fie revăzută formula de calcul a indemnizației, astfel încât să fie majorat de la 30 la 50% cuantumul din salariu pentru calcularea indemnizației de creștere a copilului. În același timp, îndemnăm deputații să aprobe proiectul doamnei Stella Macari cu privire la indexarea anuală a indemnizației pentru creșterea copilului. Aici nu e nevoie de mult. Multă minte. Proiectul este gata, este înregistrat în Parlament încă din legislatura trecută, este nevoie doar de votul la 51 de deputați, iar în Parlament sunt 63 de deputați de la fracțiunea PAS. În același timp, pe termen lung, este necesar de a implementa un program de susținere a familiilor cu copii prin acțiuni concrete, precum acces gratuit, compensat la investigațiile necesare și medicamente pentru femeile însărcinate și copiii mici, accesarea creditelor fără dobândă pentru tinerii căsătoriți, creșterea numărului de creșe și în regiunile unde se atestă creșterea numărului copiilor, stimulente de încadrare pentru părinții care revin la serviciu, controlul prețurilor la produsele și serviciile destinate copiilor prin plafonarea acestora. Acestea sunt recomandările noastre pentru majoritatea parlamentară. Desigur că cele pe termen mediu și termen lung suntem dispuși să ne întâlnim în discuții publice și să găsim cea mai bună soluție pentru a încuraja tinerele familii să crească natalitatea în Republica Moldova, dar și să rămână aici să-și crească copii. Dar, la moment, solicităm Parlamentului și în special majorității parlamentare să ajusteze acest proiect de lege care urmează a fi votat în a doua lectură. Este o bătaie de joc ca pentru persoane neasigurate
să majorăm doar cu 240 de lei indemnizația și în această criză economică care este să le dăm doar 1000 de lei pe lună pentru creșterea copilului. Așa că sperăm să fim auziți și să fie rezolvată această problemă în interesul cetățenilor. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări, cu drag vă răspundem. Dacă nu, vă dorim o zi frumoasă în continuare.